Jaf într-o biserică din Sinaia, ziua în Ameaza Mare, un bărbat a intrat în lăcașul de cult și a luat de acolo tot ce a putut. În final a plecat cu bunuri în valoare de 7.000 de lei. Polițiștii l-au prins, au recuperat obiectele de cult religios și le-au înapoiat bisericii. Aseară, un bărbat de 46 de ani a intrat în lăcașul de cult din stațiunea montană Sinaia cu gânduri necurate. Omul a luat cam orice a putut de acolo, icoane sau alte obiecte de cult și rugăciune. La ora 23, poliția a fost alertată că un necunoscut intrase în biserică și luase de acolo mai multe bunuri. Polițiștii au pornit pe urmele făptașului și l-au prins în numai câteva ore. Bărbatul luase obiecte în valoare de circa 7.000 de lei. Din fericire, toate bunurile au fost recuperate. Hoțul din biserică a a fost reținut pentru 24 de ore. El va fi prezentat magistraților judecătoriei Sinaia cu propunerea arestării preventive.